Da, dar v-am spus că te-ai dat în sat. Eu sunt un vestit în băjeja. Azi e ziua pentru iarăși o comedie moldovancă de vorbește în Moldova. Hai să vedem ce avem azi. Bună seara! Bună seara, doamna Natalia! Bună seara! Opa! Frumoșoic! A apărut știrea despre dispariția unei minore de 13 ani. Poza fetei a fost distribuită de mii de utilizatori ai internetului. Mi-ați părut fata, nu? În acea zi de duminică, fata a fi plecat la o plimbare cu prietenele ei. Dar așa și nu s-a mai întors acasă. Opa! De-am diferit nebunii, mă gândim. Aș violat-o cineva și aș ușiș-o și aș zvârlit-o sau aș îngropat-o. O fugit! O idee n-am de-a ta, nu-ți găsești. După 4 zile de căutări, fata a fost găsită. Ea se afla la peste 50 de kilometri distanță de casă. Descoperită, copila însă a refuzat să revină acasă. Vreau să fetele mele și el să mă înțeleagă cu mine. Eu vreau un final fericit pentru copiii mei. Unde s-a aflat minora timp de 4 zile? De ce? Și de ce refuză să se întoarcă acasă? Ce ascunde tatăl copilului? Și ce dezvăluiri vor face celelalte surori ale fetei dispărute? Aflați Opa. În această ediție. Opa, avem probleme în familie, avem probleme în familie. Apoi găsite spune că fiica lui ar fi fost de fapt manipulată. Bărbatul mai are acasă încă 3 copii și recunoaște că în ultima vreme face față cu greu rolului de părinte. Cu ce probleme se confruntă bărbatul și ce a făcut pentru a-și găsi copilul dispărut? Vom afla imediat de la el. Hai, davai-te. Bună seara. Cam nu-i fericit el și tare acolo. Bună seara, Mica. Bună seara, doamnă Natalia. Nu se vede fericirea în ochi el acolo. 44. Sunteți tânăr încă. Da, spuneți-ne, vă rog, cum anume a dispărut fiica dumneavoastră? Da, cum a dispărut? Mi-a spus duminică că se duci la o prietenă. Duminică era, da? Da, era duminică, făjimat la 11 zile. Și eu i-am spus, bine, dacă te duci, du-te, dar seara, la 8 și altă zi, 9, sunt și acasă. Și spus, ok, normal. S-a dus fata, a zis, o să duc să treacă, e Sfânta Duminică. A zis, treacă, nu, i-am dat un cu... 100 de lei și e înghețat, e ca un copil și mai vreau... 13 ani e destul de mulți bani pentru copil, 13 ani. Nu, sunt, nu răspund. Dar știu că la dânsa des, telefonul îi scărca așa, dar mă gândeam, poate s-aș scărca telefonul, cred că am șase vin. Aha. Parcă nu m-am... Nu v-ați îngrijorat. Nu m-am îngrijorat așa tare. Mă gândeam că la... Băi, chiar ca și e, nu-i bună. Chiar pe loc, și tot așa nu a fost vă două zile, dar îmi răspunde la telefon că șede cu... colega prietena asta e de clasă, că m-am s-a dus la Rudom și șede cu un copil de 1 și 4 luni. Și eu mă gândeam, fa, dar un copil de 4 ani, 1 și 4 luni și ai răspundere și tu ești de dac la familii străine. Sunt un ceva copil și el nu răspuns, tu, dar eu răspund. Și corect. Și tot 2-3 zile, dar sus miercuri, vineri, nu unii țară. Și acum ați crezut că și de această dată putea să meargă la cea prieteni. Ok, tipa, dar asta a fost înainte, ea să ducă duminică, s-a dus miercuri și a venit vineri, a stat 3 zile. Da, tot așa mă gândesc. Și doar îi se descurcă telefonul. Ea s-a dus la vreun băiat. Aproape sigur. Tot acolo trășim, zic, dacă nu răspunde și mâine n-a răspunde, să mă duc și să văd. Și când m-am dus luni, nu era acolo. Și, dar când ați început deja să vă îngrijorați? Mi-am făcut griji, chiar de luni, cu unii așin, la care prieten așin, dacă nu e acolo. Poate așin la alt prieten, care poate mai mult. Și? Ce? Și tot sunătoră, telefonul închis, cum să-și... Tu te gândești ce frică trebuie să treacă un părinte când copilul tău de 13 ani se duce și tu al suni. Și nu răspunde, oara 9, oara 10, oara 11 și eu era să încrapă inima mine. Tu ce? Tu imaginezi? Și pe urmă am aflat, marți. Ea așa și nu v-a răspuns la telefon. Nu, mai răspuns, nu. Timp de 4 zile, da. Atât s-a cât au durat duminic, aceste căutări. Și cum aș joi să arangăs, joi după masă. Dumneavoastră ați găsit. Tu imaginezi asta, tu știi și a trecut prin gândul tatălui, tu știi și știi și nebunii, eu trecut pe la dânsul prin gând. Bla, eu nu pot să mă gândesc, eu nu pot să imaginez și a trecut pe la dânsul prin cap. S-a aprins telefonul și a scris mesajul a doilea fiică.
La sorsa. Da, surori. Familia fiica mea. Nu dumneavoastră. Nu. Dar eu n-am telefon performant. Îmi stat de lucru cu knop și la mine. Eu n-am internet, n-am. Și a scris mesaj că e venit mai la Scoreni, nu știu unde, la... Scoreni? Foarte departe. Mă acolo la o prietenă a ajuns. Ce-a făcut acolo și ăsta? Și e idei n-am. Haideți acum să vedem ce le-ați mărturisit colegilor mei mai devreme și după asta continuăm discuția. Atenție la ecran. Tată, mă întorc în curând. Așa își amintește Mihai Stici ultima discuție cu fiica sa de dinainte dispariției. Blea și niște biroluri. Eu așa ce imaginez. Ieșe de acolo cu camere și vin la dâns și zic, du-te acolo sus și pune așa mâna pe parete și uite-te la nesfârșit, știi, uite la horizont. Dacă birolurile noastre de aici, bărbatul spune că era o zi de duminică. Fata a plecat la plimbare cu prietenii, însă nu s-a mai întors. E duminică seara, n-a venit și eu luni încep să o sun. Poate s-a scărcat telefonul și la prietena și eu nu-i zduși, că nu i-a spus numele prietenii care zduși. Bărbatul spune că a bătut la ușile tuturor cunoscuților. Normal, normal, absolut normal. Fetiței, doar că minora nu era de găsit. Abia în a doua zi după dispariție, Mihai Stici a apelat la 1... Este o limită. Eu știu că în America e tipa 24 de ore sau 48 de ore dacă nu apare cineva. Dacă e copil, e tipa 24 de ore. Este posibil ca și la noi tot? Eu era să sun între 6 zi, când i-a spărut copilul, nu știu unde. Între 6 zi, nu era să aștept. Dar nu știu dacă are, diferență sau nu, dacă este tipa o limită, știi? 1, 2. 13 ani? Nu știu. Controlat-o, cerut date de ei din caiete, o găsit acolo într-un caiet la dânsă, o inimă, lovie scris și Andrei... S-a dus la iubire, desigur. Nici nu a bănuit că fata sa s-ar fi îndrăgostit de cineva. Asta chiar dacă petrecea multe ore la telefon și pe rețelele de socializare. Știi, din cauza asta eu zic că copiii, mie îmi pare copilul meu până când n-a să aibă vreo 14-15 ani, atunci să-i dau telefon, până atunci asemblea așa cu ceasul și elea care tipă pentru copii, care se sună pe mama, tata, îmi trimite mesaj și vse. La 13-14 ani. După, nu are sens să dai copil așa, telefon așa de vreme. Din cauza că internetul nu e safe pentru lume, internetul nu e safe pentru copii, este foarte mulți animali. Animali! Câteva sări târziu, grei la telefon, ba în viceu, ba prin biș, tot așa se ascunde, fac și în greșe. Se ascunde. Unde anume a fost ascunsă copila timp de 4 zile și din ce motive a dispărut, aflați în câteva momente. Hai! E ca să fugă de la copii, ne-am parcă tot o bătie sau nu știu, ceva din stilă ăsta, din cază nu are sens copilul 13 ani, fugă de acasă. Eu un lucru nu înțeleg, domnule Mihai. Nu știu. De ce totuși n-ați sunat chiar în seara aceea? Bună întrebare, foarte bună întrebare. Niciodată n-am pățit așa probleme cu dânșul, e că din și cauza n-am sunat și am sperat că s-o găsesc ușor și s-o găsesc rău. Dar nu v-ați gândit că i s-a putut întâmpla ceva rău, că nu este la o prietenă? Nu. Nu, eu prima dată pățesc dânsă așa și vreau, dar niciodată n-am pățit. Pentru că eu singur le-am rezolvat. Dar nu trebuie să pățești, copilul nu-ți ajungi la casă, nu știu, era să crapi inima în mine și pe urmă era să o găsesc și era să-i dau o pizdeală, că era să ții minte să fug de acasă încă o dată. Bale. Rămas singur fără soții, dar eu de una singur nu ne-am rezolvat. Bine, dar ideea este că este un copil de 13 ani și atunci când vedeți că noaptea nu este, atunci apelezi la poliție, da? Pentru că mi se poate întâmpla orice. Da, dar eu știu unde a fost și ras trecut și acolo mă gândeam că dacă... Doar asta vă liniștește. Da, numai asta nu m-am liniștit. Adică e fata în siguranță, nu în altă parte, acolo. Știți că azi mă duc luni și de luni n-am găsit acolo. Și de atâta și m-am îngrijorat tare și încep să sun. Am aflat că dumneavoastră îi creșteți singur. Eu într-așeași zi. Era să o caut pe tot loc. S-a întâmplat în 2008, soția a decedat în un accident grav. Și i-am rămas. Asta nu-i frumos. Nu, asta nu-i frumos. Eu am fost la voi acasă. Haideți să vedem împreună cum trăiește familia voastră. Haideți. Mihai Stici, de 44 de ani, crește de unul singur 4 copii. Mama acestora copii. A decedat acum 12 ani într-un... Ia și frumușel era crește el, băi! Crește de unul singur 4 copii. Mama... Ia și de frumușel era, băi! Băi, dar este era bărbat sexy și frumos, iată la dâns. Ce s-a întâmplat, băi? Ia și de frumos era, băi!
Eu nu sunt gay, dar e frumușel, frumușel. Cestora a decedat tare, acum 12 tare, ani frumușel. Într-un tragic accident. Mihaela, fata cea mare, împlinise atunci doar 7 ani, iar mezina familiei avea abia 3 luni de zile. Numai eu știu cum am crescut, cu 4 ani rămas. Când îi iubesc să mi-i copii. Blea, splâng eu. Șorap. Băutură, băutură, băutură. Mă, asta așa, la locul ei. Rămas singur cu 4 copii și distrus de durere, bărbatul nu a acceptat ca micuții să fie luați. Spune că dughește sau nu dughește? B-rollurile astea sunt cel mai funny de tot programa. Aproape. După ce decedează soția, statul nu ieși, nu i-am dat șpion. O vruție este socială. Înțeleg. Mihai spune că mereu și-a dat străduința ca să poată asigura familiei sale condițiile necesare de trai. A lucrat în toți acești ani în construcții și a fost mereu alături de copii. Mă stără și mă șez, mă fac bani buni. Să fii văduv și să crești 3 fete și un băiat nu e o misiune ușoară, spune Mihai. Băbșe de loc, băbșe de loc. Când copiii sunt în perioada adolescenței. Asta e. Când tu imaginezi să ai 4 adolescenți în casă, tu ești nebun la cap, asta e... Asta e război în casa ta și nimeni nu știe că e război. Asta e pizda, foarte mare pizda. Era greu să lucrurile astea. Eu nu pot să imaginez. Și putul leac și pe mai primai mândră și futurului. Încep să înceapă să băiască părul, să băiască ochii, să penească sprâncenile. Bă, ce beroluri, suca! Și acolo e cu camele și zice: hai du-te tu și faceți un ceai și deți acolo pe masă amândoi și beți ceai. Noi. Și eu stat acolo și-a băut ceai și ala, bleat, nu știu, vreo oră până când eu făcut toate birol acolo, birol în coași. Ai, dar ne iese lacrimile. Așa sunt fetele la 13 ani. Încep ele, da, nu chiar ritualuri de frumos. Da, fuă. Neastră le ține strâns? Da, cum îmi țin din scurt, din strâns. De tot eu mă strâng și până de una sunt ochii mie și la telefon să răspund. Să nu-mi pășească greșit. Deci sunteți chiar un tată sever? Da. Eu am vrut să-mi sever. Cum am fost și mamsa lor. Nu sunt și bine și destrăbălat și tot așa mai departe. Înțeleg că ați înfruntat multe greutăți. Foarte. Îmi imaginez cât de greu v-a fost să creșteți 4 copii, cel mai mare dintre care avea 7 ani. Și cea mică era copil de țâță, 3 luni. Da. Cine v-a ajutat? 3 luni, bla, ia fighet. Dumneavoastră singur v-ați descurcat? A, fighet. Părinții uleacă, după ce decida soția, m-a ajutat. Părinții uleacă, cumnata uleacă cu astmea mitică. Dar pe urmă, eu mi-am revenit în șire și am mers mai departe. Asta autorizați chiar au fost via? Da. După ce ai decedat soția, eu vreau să ne iei copii, cum să nu iasă și greu cu 4 copii. Eu zic, nu vă dau niciun copil. Cât de greu ne-i ieșit, dar nici unul nu vă dau. Eu puteți să-i foarte dăm, bravo. Foarte bravo, așa-și trebuie. Tu ești copiii tăi. Pentru și vii să iei copii din cauza că să ieși și greu. El a lucrat, a întreținut. Și ține copiii și i-a dat mâncare, i-a dat casă, i-a dat bani, i-a dat toate chestii. Bravo lui, el e foarte, foarte bravo în ochii mei. Am eu nu știu dacă i-a dat pizdeală foarte tare sau nu, asta să vedem mai încolo, cred eu. Da, un tată sever, tata întotdeauna trebuie și e sever, ca de obicei mama e mai bună, dar tata întotdeauna trebuie și e sever din cauza că dacă nu pui la punct, se întâmplă chestii care nu trebuie să întâmple, da? Știu, tu, chestia care părinții întotdeauna încearcă să facă, asta ei să... Ei să te ajute să nu faci aceleași eroare care ei au făcut. Și eu au făcut multe eroare. Din cauza asta și înșer. Dar știi care e tema? Copiii nu se gândesc la asta și tu nu te-ai gândit la asta și eu nu m-am gândit la asta și nimeni nu s-a gândit la asta. Și întotdeauna merge așa la loop de teme. Că avem un tată sever sau o mamă severă care încearcă să ne ajute ca să nu facem aceleași erori și noi ca proști nu auzăm și facem aceleași erori. Și așa merge loop. Și noi când o să avem copii, asta și așa chestii. E așa de simplu. E așa de simplu. Mă bucur foarte mult să aud aceste cuvinte de la un tătic, pentru că mulți bărbați cred că în locul dumneavoastră... Dar îmi pare rău, m-am chinut și am crescut mari, frumos, bine, mersi și la urmă îmi fac niei probleme, pentru și din și cauza eu asta nu pot să înțeleg. Sunteți cârbit? Foarte.
Deci nu m-am așteptat la așa ceva. Mi-am dat atâta dragoste mea și tot ce am putut pentru tine și am făcut. Și pentru tine și am trăit și am muncit. Dar credeți că copiii dumneavoastră nu vă iubesc? Nici nu știu cum să spun. Poți și mă iubesc, dar nu știu cum să spun. Știți, mai dar nici un copil nu îl iubește. De la copii nu te aștepți să recunoștință. Dar de iubit, de obicei, copiii își iubesc părinții. Ei nu vin amuia, iubirea nu vine amuia, iubirea vine de la 25 în sus, știi? Tu nu trebuie să te gândești, copiii de la 13-14 ani până la 25, asta ei te urăsc până la sfârșit. Eu nu zic chiar să râdă dacă era să te căsească mor, dar ei te urăsc până la imposibilitate și de mult ei te urăsc. Din cauza că tu pe dânșii nu-i lași să fac chestii care tu știi că sunt rele și el nu știe, sau el, whatever. Înțelegem care e tema, nu știu. Mă iubesc, da. Nu știu, călcat e așa greșit. Eu sper că dumneavoastră nu ați pierdut această convingere că ei, toți copiii dumneavoastră vă iubesc. Dar așa este perioada asta de adolescență. Corect. Că astăzi nu toți copiii locuiesc cu dumneavoastră. Nu toți. Da. Că eu vă spun și că trăiești asta adolescent, trăiești la o comnată de-a mea. Comnata mea are rămas cu o fică. Și la așa e urât. Și fix să o înțeles cu mamă. Hai, mamă, poate în joară să șadă cu mine, șadă la noi, sunt ții de urât. Ea că din cauza. Una s-a dus la cumnata din cauza că are o... What the fuck? Na, are sens. Asta nu are sens, vă de loc. Nu are sens. Nu departe. Și am zis, dar mai vei acasă, te duci, eu tata îți dă voi, dar mai vei acasă, mai e un alt, ea care... Și de cât timp trăiești? Nu de mult timp, cum să vă spun. În cât? Da, vă, 2 luni, pașim. A, 2 luni. Da, nu e vorba da, de ani. Da, 2 luni încă-i mult. Dar îi cereți să vină? E, vine, că mai vin pe casă, dar îți duci cam așa, are mult de lecții, un alt aș... Mult de lecții, te rog. La noi sunt iau telefonul este pe urmă, la calculator mă răbde să faci lecții. Și comunata are calculator și de-atâta mai mult și de acolo la calculator să faci lecții, dar la telefonul văd cum mai greu le faci. Dumneavoastră, vă asigurați copiii? Ele au toate necesare, de îmbrăcat, de mâncat, de, ziceți, telefoane performante. Da. Toți 4 copii. Da. 3 fete și băiatul. Fata, deci prima fată cea mai mare, acum câți ani are? 21. A doua? 21. A doua are 17. Mai departe? 17. Băiatul are 16 și asta are 13. Mizină, da? Aha, dar pe istăți adolește, băi! Băi, tu imaginezi că asta și ei, băi, 17, 16, 13. Afighe ce durere de cap, blea, eu și așa mă gândesc că am uimit el. El trebuie să bie pastile pentru cap de astea care... Acum și mezina wow. Acolo, mă da, o luat-o, că poate să mai revii după șocul ăsta ei. O luat-o cu nata, o leacă, mai așa de leacă, să revii după asta și... După ce șoc? După unde a fost la prietena asta, Dar de ce a fost șoc? Dar e frică de mine, când au fost 4 zile și... De atâta, eu strog echidăm și de atâta și... Steme, asta e drept, steme. De ce este frică? Pizdeală. Șlijă, dar și sunt ușat 4 zile ca să te îmboli. Ce înseamnă puteți să o câștige? De dreptul, spuneți-mi, vă rog, așa cum este, ce da, puteți să-i faci? Da, vă dau lichite. Să-i lichească vreo 2. Dar e normal, bea 13 ani. Am eu, noi nu știm dacă el lichește vreo 2 prea multe ori sau prea puțin. Da, vă dau lichite, să o curăși, să-i tai din, cum să spun. Paioc, până domnești, nu zic. Din multe lucruri se tai... De exemplu? Telefon. Să iau telefonul să nu-i dau... Sau... Și să duc la primări, să pot să nu-i dau voi de asta, e de asta, dar e... Să te mulți vei acasă. Eu, dacă greșeau, eu la multe lucruri opream. Am înțeles că nu vă împăcați acum cu mătușa fetelor, cu cumnata dumneavoastră. Dar de mult nu mă împac. Și am înțeles că, adică cel puțin din ceea ce le-ați povestit colegilor mei, dumneavoastră credeți că cumnata dumneavoastră, de fapt, le manipulează. Încearcă să-i întoarcă pe fetele voastre împotrivă. Da. Dumneavoastră. De ce? Nu știu, când își trăiești soția, era viață, e tot. Parcă zaviduie, parcă nu știi că... Să aducă pe mătușa, din parcă să aducă pe mătușa. Tot așa mai departe. Au fost multe cazuri. Simt că idei n-am.
Dumneavoastră credeți așa? Vă gândiți că, uite, de atunci nu va grea? Sau totuși ea v-a demonstrat sau v-a zis-o poate direct, că uite, o să-ți iau copii, că... Eu cred. Eu... Ați avut conflicte deschise? Am avut. Eu lucrez cu construcția și, într-adevăr, mai servește un pahar de bier acolo, un alta, dar eu nu am lucru cu biețele să mă tăvălesc sub garduri și tot așa, mai departe să mă târg și neva. El e alcoolic. El nu știe că el e alcoolic, dar el e alcoolic. Da, din cauza că dacă ajungi la tema de eu nu ajung că să mă tăvălesc pe acolo, asta nu înseamnă că tu ești alcoolic. Când ajungi acolo ești alcoolic. Asta înseamnă, blea, dacă tu duchești în fiecare zi, asta e alcoolic. Și dacă duchești 3-4 ori pe săptămână, tot ești alcoolic. Știi, când îți trebuiești alcoolul, ești alcoolic. Fiu, nu este, nu este ieșire din situație din asta. În cazul la copii, la familie. În primul rând și la prima vedere vreau să vă spun că sunteți bravă și de admirat, pentru că este bravă. O situație dificilă, cea în care ți-ai rămas acum 12 ani, dar și cu siguranță situațiile pe care le aveți sunt niște consecințe a faptului că fetițele nu au avut un model de mamă sau un model de dragoste, un model de comportament și atitudine corectă față de tată. Da? Ele nu au avut de unde să învețe cum facem asta. Ce mi-a rămas mie așa pe auz este faptul cu pedepsele pe care dumneavoastră le aplicați. Una, două lichite, asta noi cum să înțelegem? Băi, și faci întrebări proaste. Una, două lichite, asta e una, două lichite. Toată lumea știe asta. Și întrebări faci tu? Una, două lichite sau trei sau patru lichite? Prostie întrebare. Prostie întrebare. Un pic să împing copilul sau lichite așa că un bărbat le lichit poate una. Să dea lichite că pentru fetiță... Eu le-am ținut din strâns și le-au luat o hăisă, dar plus nu le mai lichit, văpșe mai rău a fie să aud. După cum opa! Am spus, frică să vii acasă, înseamnă că eu mă închipu și lichite-i dați. Vezi, e ca asta așa nici vorbește. Da, e drept, tot este o chestie. Da, dacă el se teme... Poate licheala nu e așa de simplă cum el zice, înțelegem, dar una, două lichite, da. Blai, nu știu, mi-e pare ca să știm un pic mai încolo. Odată, așa că avem un concubin, adică lui mama, că totodată o bate pe mama într-un ungher și eu cum curățam pești, când ne-a trăsnit un pește în cap, eu nici nu țin minte cum am sărit gardul de mărți. Așa de frică. Înseamnă că lichitele astea înseamnă că niște lichite interesante. Dacă are frică, îți vii acasă. Lichite interesante. Cum să vă lămuresc? Nu aveți cum lămuri, fiindcă așa și este. De unde tu știi, fa? Nu știi, fiecare om e diferit. Poate el e sistem din cauza, blea, e lichid una, dar nu e și lichială una de la bărbat și una de la femeie. Da, nu e și așa putere. Noastră le bateți și pe fetele mari? Bun, când copilul e mic, îi mai zici că îți mai dau două la funduleț. Și te crede, poate nici nu e nevoie. Dar fetele sunt mari, a zis 21, 17, 13. Nu mai bat, și acum da. Le mai le dacă le legi din capul lor, e urât de tăt. Am niște emoții atât de contradictorii, pentru că pe de o parte v-am spus, jos pălăria, dar pe de altă parte, cumva, educația poate... Simplu nimeni poate, și nici nu dă domnul, să crescut, să rămas cu patru copii și să vați ce înseamnă asta. Este chiar incredibil. Și și tată, și mamă, și la lucru, să te duci acasă, să aduci tăcelea. Asta e, Doamne ferește, pe suflet că... Asta e foarte, foarte greu. E foarte, foarte greu. Eu nu pot să imaginez. Și amuie, trebuie să te gândești, copiii nu văd asta. Ei nu se gândesc că e greu tu să aduci mâncare acasă sau tu să duci să-i cumperi mâncare. Ei numai vreau. Și încă după asta șede și îți vorbește, ți-e rău. Și îți faci și căcat. Și fugi de acasă. Și tot asta. Tu, cum să nu-i lichești vreo una, două tare, ele să ții minte și cine blea de aici bărbat. Sau și cine blea de aici tata. Sau mama. Sau whatever. Vorbim despre o adolescentă de 13 ani din Băcioi. Vestea despre dispariția fetei la începutul lunii septembrie a fost mediatizată pe larg și distribuită de mii de utilizatori ai internetului. După 4 zile de căutări, minora a fost descoperită, vie și nevătămată, la 50 de kilometri distanță de casă. 50 de kilometri, tu ești nebun la cap. Însă, a refuzat să revină acasă. Steme. Tatăl fetei ne-a mărturisit că în ultimul timp întâmpină greutăți la educarea copilei. Bărbatul a rămas văduv în urmă cu 12 ani, iar de atunci el creștea singur 4 copii. Acum însă, două dintre fete locuiesc cu mătușa lor, care a venit în această seară la noi cu acuzații. Davai. Valentina, vă așteptăm. Valentina, doamna Valentina, bună seara. Bună seara, doamna Valentina.
Bună seara! Bună seara! Doamna Valentina, am aflat că credeți pe Mihail vinovat de dispariția Mezinei de acasă și chiar de moartea soției lui, surorii dumneavoastră. Chiar what the fuck? Băi, și-a trebuit un... Bum, 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 bum. What the fuck? Care din soții? Dar a fost un accident rutier. What the fuck? Băi, 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 stop! Eu, stop! Nu pot spun că el e vinovat. Știți, dar... Fetița, înțelegeți, nu-i copil... E că eu tot am trei copilași, dar la mine copiii nu pleacă de acasă, nu știu din ce cauză. Înțelegeți? Eu nu știu, că sunt părinți... Oare la cineva copiii pleacă așa de la sine, de acasă? La vârsta asta se mai întâmplă. Se întâmplă, eu nu zic, se întâmplă. Că, mă rog, să mai eu cu răi. Dar, măi, dacă îi văd că o sară n-a fost copilul acasă, caută, retrăiește, sună pe cineva. Nu lăsa. Dar el, spuneți, vă rog, că a găsit copilul ăsta, o cătat, s-a implicat poliția, s-a implicat voluntari. Întrebați-l, s-a implicat, el să caute copilul ăsta? Eu am sunat. Tu ai sunat, dar tu ești părinte, tu trebuie să te faci, desfaci în patru, să te... Exact ce eu am spus. Era să-mi crape inima, eu nu era să dorm până când o găsesc. Deci ce? Era să, dintr-o noapte, era să văd tătă Moldova. Haideți să auzim cine ești a povestit la mai devreme la capitolul acuzații și vină. Atenție. El n-a dus bani în casă, chiar de lucra undeva, așa, cu ziua. Îi duci la bar, dar aici patru copilași trebuie hrăniți, îngrijiți. Copiii ăștia flămânzi și deu, vă spun, fără iarna era minus în casă, dar deu cu focul, cu haine. Tot timpul eu am avut grijă de dânși, cum n-aș, nu zic tuc, mă tuc. La mine, mie, îmi place fiecare dată mai tare vorbește, mă lua. El începe, hi-hi-ha-ha-ha-ha, te stădeam, nu-i prima dată. Hi-hi-ha-ha-ha, da, că tata e foarte bine și nu știu, dar pe urmă ajunge aici la jumate și zice, nu! Eu am făcut asta. Și pe urmă discredită toată lumea și s-a întâmplat din partea de din urmă. Afighet, pur și simplu afighet. Au fost foarte obișnuiți. Toți știu, dar toți stășeau. El s-a dat la casa de copii, apoi lumea era s-au socoat că, mă rog, e rău. Dar el dacă l-a ținut lângă dânsul, gata, el e bun, e sfânt, înțelegi. Dar nimeni nu s-a pus întrebarea de ce, oarecum că trăiesc copiii ăștia lângă dânsul, înțelegi. Tot e drept, noi nu știe. Tot noi e absolut ne-am pus drept. Întrebarea dacă autoritățile s-au interesat în toți acești ani, cum trăiește familia Stici și în ce condiții au crescut cei patru copii rămași orfani de mamă. Am discutat cu asistenta socială din comuna Băcioi, iată ce a putut să ne spună. No, noi n-am avut plângeri careva înregistrat în adresa tatălui, este tot parcursul cât tata s-a aflat la Malevia. Noi, ce ori am mers în vizită, în general nu am observat acolo să fie ceva probleme. Ok, dar unde-i blea dreptatea? N-am înțeles. Nu a observat asistenta socială pentru că nu a vrut să observe. Sau poate totuși nu au fost lucrurile atât de grave cum povestiți dumneavoastră, doamna Valentina. Chiar să stea flămânzi și să... Eu socot că el a fost ștat și bun, eu nu zic. Că nu a băut tot timpul, înțelegi? El avea perioade când bie. El nu a băut. A, știi perioada la alcoolic care vrea să lasă de băut, el bie o lună întreagă, pe urmă o lună nu bie din cauza că se simte rău și orși și pe, dar pe urmă luna și ea care nu bie, cineva încă îi dă o guriță și mai bie o lună întreagă. Înțelegem cum merge tema? Sunt mulți așa la noi, eu cunosc vreo câțiva. Tot timpul, dar când bie. Prinie banii da. La copii și îi duce și îi bie. Da, așa și era. Dumneavoastră povestiți la trecut. Asistența socială, așa și mi-a spus și anișoară, când vine asistența socială, noi facem curat tot locul, dar tata pune mâinile în șoldă și arăta că iată, mâncare este, e curat, ia ca poftim. Dar el se implica în curățenia asta, ori în toate chestiile astea. Clar, contra asistența socială, curățăl, piplită mâncare. Și gata, azi, da mâine, eu din imaginele... Curat, tu măcar veneai și deși la noi. Tu ai venit vădat să vezi nepoți să-ți vezi cum trăiesc. Discârba ta n-am venit, nepoți să vină, într-adevăr. Ce scârba mea? Și eu am murit sau soarta a murit?
Când îmi făceai probleme, tot timpul spuneai că mă văr în familia ta. Și m-am vărut. Normal, dar atâția că atâți treabă de copiii tăi, familia ta, dar nu de copiii mei. Înțelegeți, 12 ani... De atâta copiii mei sunt contra mea, că tu e ferit, e vărut în trânsă. Nu e în contra ta, că eu am familia mea, vă spun sincer, dar mă doare sufletul. Mă doare într-adevăr sufletul. E ca și ne-a spus anișoara, chiar aseară. Țacă, știți ce-mi spune tata? Că anișoara vine și te culc cu tata, că ai scris, ai stimărit și n-ați mama ai culc cu tine. Ai stăți vorbe de tată. Asta e născoșitul, eu așa ceva de... What? What? Blea, dacă ajungi tema asta, eu... Copiii mei n-am zis și nici nu m-am gândit la așa ceva niciodată la copiii mei. Înțelegi, să-ți spun la părnișoare. Astea sunt nălășturi născoșite de tine. Auzi? Doamne ferește, eu n-am atâta minț să-mi bagi eu copilul meu, să-ți grezi că așa de copilul meu. Cât bat noi șin. Hai, faliniștește. Și-o venit și le-o spus așa. Hai, faliniștește. Și-a șters-o de acasă că e casa mea. Eliberați casa. Eu cum eu să râd, să ca... Înțelegem că fata nu a dispărut, ea a fugit de acasă. Da. Spune-mi și cauza înseamnă că a fugit. Una dintre fiicele lui Mihail a venit astăzi în platoul nostru. Stop! Colecție de haine stilate pentru întreaga familie. Tagayer Family este o rețea de magazine mari care îți oferă oportunitatea de a crea cu ușurință ținute moderne și confortabile pentru fiecare membru al familiei. Pentru copii, femei și bărbați, lenjerie intimă, haine pentru casă, blugi, cămăși, rochii, costume, pulovere, pantofi, genți, accesorii pentru toți. Avem tot de ce ai nevoie, articole de calitate de la mărci de top. Tagayer Family, universul stilului pentru întreaga familie. Bine că o pus de-am publicitate înăuntru de video. Bravo! Nu acum am spărut. A fugit! Am spus duminică că îți duci la o prietenă și i-am spus, bine, dacă te duci, du-te, dar seara la 8 și alt târziu 9 sunt și acasă. Treci de ora 9, sun, nu răspunde. Și tot sunătorul, telefonul închis, unii s-aș dus în altă și pe urmă am aflat că e venit mai la... Scorieni, nu știu, la Strășeni. Foarte departe. Mă acolo la o prietenă a ajuns. Strășeni, ia bighet, aproape de satul meu. Ești singur pe cei patru copii. Da, da. În 2008 soțul a decedat în un accident rutier grav și i-am rămas singur cu dânșii patru. Dumneavoastră le țineți strâns? Da, pe cum, îmi țin din scur, din strâns. De tot mă strâng și pentru că nu ochii mei și la telefon să răspund. După ce de ce dat soțul, vreau să ne iei copii, cu că sunt și greu cu patru copii. Nu vă dau niciun copil. Cât de greu mi-e și dar nici unul nu vă dau. Eu puteți sunt grămadă, nu vreau să îi împrăște. Astăzi nu toți copiii locuiesc cu dumneavoastră. Da. Da. Că eu vă spun nici că o să trăiești bun. Asta a doilea fiic, trăiești la o comunată de-a mea. Dar spuneți-mi, vă rog, acum și Mezina locuiește acolo cu mătușa? Da, dar e iar frică de mine, când am fost 4 zile și de atâta, eu stroghe cu dânsul și de atâta și... Stroghe? A, eu n-am auzit asta cu stroghe. Se tai din multe lucruri, se tai... După cum a spus dumneavoastră, că e frică să vii acasă, înseamnă că eu mă închipu și lichetii dați. Și tată și mamă și la lucru, să te duci acasă, să aduci tăcelea. Asta e, Doamne ferește, pe suflet tău. Asta drept e greu, asta drept e foarte greu, da, blei. Dar la mine copilul pleacă de acasă, nu știu din ce cauză. Dar el, spuneți vă rog că a găsit copilul ăsta, o cătat, s-a implicat poliția, s-a implicat voluntari. Întrebați-l, s-a implicat, el să caute copilul ăsta. Tu măcar vinești de și la noi, tu ești nevădat să vezi nepoți să-ți vezi cum trăiesc. Discârba ta n-a venit, nepoți să vezi, într-adevăr. Ce scârba mea? Și eu am murit sau sorta a murit? Cată-ți treabă de copiii tăi, familia ta, dar nu de copiii mei. Înțelegeți, 12 ani... De atâta copiii mei sunt contra mea, tu e ferit, e vărât în trânsă. Nu e în contra ta, eu am familia mea, vă spun sincer, dar mă doare sufletul. Interesant să dăm și zici și copilul tot. Dar anterior Mihai ne-a spus că de fapt dumneavoastră le încurajați cumva chiar pe fete să... El îmi vrăjghește, o grămăzea contra mine, el îmi vrăjghește, știu și treaba așa. Mă credeți? Aici 12 ani m-a sfârșit cu bărbatul ăla cuțit. Știi ce îmi spune bărbatul?
că m-am săturat dintre ținut două familii. Adică familia noastră și familia domnului în cutare. Chiar a trebuit să le întrebi. Bravo zis, bravo zis. El are trebuit la tine, dar să-i trimiți acasă. Vin eu cu pchiți, duc eu la școală iarna, întâi vin eu la mine și îi hrăniam și când îi descălțam, scurgeai cizmulițele și alea, el nu știe, le scurgeai de apă. Le pune, vine dimineața iară, le dădem și le mai trebuie de-a fetiței mele, poate n-aveau haine, când vrăm mânuța în cizmuliță, iară bleoașcă se duce la școală, le încălțam pachetele pișoare de celofan, le încălțam cu cizmulițele ute și duceau la școală. Dar de ce cizmulițele erau ude? Erau iarna, dar rupte, că el nu le cumpăra. El spune că el are, dar copiii nu-și băte capul. Într-o iarnă m-am dus să-mi cumpăr mii cizme pe iarnă și am luat-o pe anișoara și fetița mea. Și înapoi am venit cu cizme la anișoara. Eu am rămas fără încălțăminte, că într-adevăr, Valerica mi-a povestit, ce mai mică anișoara, intră apă, e bleoașcă la chișoare, am la moment. Am luat fetii cizme, este eu am rămas fără încălțăminte eu. Au fost momente grele, dar nu au fost întotdeauna. Eu întotdeauna m-am scurcat. E singur știi ce bani fac pizza, fără să mă uit la dânsa și să o întreb și să-i spun. E singur știi ce bani fac eu. Și bani, i-am ascultat. Fac bani, bani. Din primăvară lucrat la 200. Te faci bani, dar unde-s bani? Unde-s duc banii? N-am înțeles. Și n-ai 100 sau 200 de lei să te duci să faci ceva, să-i cumperi acolo cezmiluțe de astea la copii? Blea, nu știu. Strani. Strani eu. Câți bani fac eu? Câți bani am eu? Tătă vara o dormit, ea ta muia s-o apucat asistența socială de dânsul, s-o apucat de lucrat. Da, o făcut azi primăvară vreo câteva mii, acolo o făcut, eu nu zic. Dar tătă vara o dormit. Dar și nu spui drept când ai spus rast trecut câți bani ai făcut. O dată asistența socială pentru lini. Dar cui interesează câți bani ai făcut, bă, animalul, băi? Piemne, el i-a băut. O prinit, primește asistență, dar de bă, când am băut, mă vezi, mă bat mine. Te-am văzut. Da, cum? Eu nu doresc. Tu le cumpărat telefonul copil, 3000 de lei telefonul. De care e diferența de telefon, nu tele, blea. Eu nu știu, lumea așa de șartă la chestii și el mai blea, copii nici nu-i trebuiește telefon. Eu nu înțeleg care e sensul. Deși vă certați voi la chestii care n-are niciun sens, chestii materiale, blea. What the fuck? Ai 4 copii, întrețineți copiii tăi, șeți cu minte telefoanele și bani și nu știu că. Eu și așa mă gândesc, toată lumea care și-a dezgândește așa la bani și nu știi și nu știi și nu știi că a cumpărat telefoane, asta e lumea care nu are altceva și să zică și nu are alt excuse să scoată înainte tema. Nu merit 3000 de lei, să cumperi telefonul ăsta. Eu când ai primit bani, ți-am spus, Mișa, tu te rog și cumpără lemnic, vine iarna, ieți 5 cladometri de lemnic. Copiii mei îți duc îmbrăcați noi la școală, nu poartă hani de unul la altul. Doamna asta, Aliona Falcă și-a zis, niciodată copiii și eu las. Este adunări părintești, întotdeauna am fost și nu mă duc sau tot așa mai departe, întotdeauna m-am implicat în viața copilului. Dar tu întotdeauna ai fost contra mie, eu știu din ce cauză. De atâta copiii tăi șed la mine, eu am 3 copii mie, e tare, e greu, măi, oameni buni. Dar n-ai și ținere. Dar eu nu pot să-i alung, înțelegi? Eu nu pot să-i alung. Nu pot să-i alungi. Tu-i ții că lușic te-ai urât, ea ca care-i treaba. Care lușic te-ai urât, are trei copii, blede, ca asta, vezi, asta când el a spus tipa lușic să era urât. Din tema asta nu, dar mie pare că femeia asta e bravo, chiar are 3 copii și încă mai are 2 peste capul ei și pentru mine e bravo. Dacă fetele vreau să fug de la dânsul, asta e din cauza că e ceva foarte netu, știi? Nu știu, să vedem mai încolo. Vă două surori rușite, eu nu sunt jinovat că nu-i făcut surori rușite. Te-am sunat de 3 ori. S-o trebuie să vin eu să fac. A venit Madalina când m-a adus-o Madalina cu casă. Tu mă știi, pădăjde, trebuie să vin, eu să-ți fac. Am sunat de 3 ori să-l întreb, am vrut să-l întreb într-adevăr, ce face el? Fata-i la mine și el antre la mine. Spuneți-mă, doamna Valentina, dumneavoastră, ați știut unde s-ar fi aflat fata în aceste 4 zile de căutări? N-am știut. Ea nu v-a sunat? Nu a sunat, că nu ne-a spus, e că a luat nișoara, numai nișoara a comunicat, ea nu a ridicat receptorul la nimeni. Dar dumneavoastră ați participat în căutările fetei? Clar că am participat. Eu și am sunat-o și pe adnăclasnică, i-am scris. Și multe, și am s-o dus și fetița în voluntariat, i-am dat voie să duc. Că, într-adevăr, s-o format un voluntariat în sat, s-o dus și le-o cătat prin sat. El întreb pe anișoara și faci, tu doarme.
El n-are dispoziții. Domnule Mihail, este adevărat? Dumneavoastră nu ați participat în... Eu am sunat, dar pornit. El n-are dispoziții, doamna Natalia. Eu nopțile am dormit de mâncat, n-am mâncat, eu de-am n-aveam putere și închideți gura că tu nu ai stat cu mine. Eu n-am chemat-o eu am vrut să discut, dar n-am chemat-o să-mi violez copilul meu. Și vă-ți minți în cap dacă ești bătrân, apu, mai îmi la minte așa, dar nu ai urat traiurea, vor prosești. Îți vorbile lui fetița a doua, ești așa și mi-a spus. Dar eu știu ce am chemat copilul, să discut ceva cu dânsa, dar nu am chemat-o să o... Dar nu e chestia asta. Vine copilul acasă să schimbe. Ziua trecută a venit copilul acasă să schimbe, să iei fustiță. Dar el s-a deschis ușa, pune mâinile în șoldul și se uite la dânsa. Tata, dă-i pasă, mă, te rog frumos, dă-i pasă, mă, chiar ăla să dezbracă fata. Eu am intrat, așa am știut că ea schimbă, dar n-am stat să prăjesc un schimb. Hai că vrei în casa ta. În casa mea, dar eu nu știu ce faci copilul în parcă el. Haideți să revenim la... Și-am ieșit înapoi, dar nu m-au prins să la subiectul căutărilor. Poliție în căutarea minorii dispărute s-au ajutat vecinii familiei Stici, dar și un grup de voluntari specializați în dispariția persoanelor. Colegii mei au discutat cu unul dintre ei și iată ce ne-a povestit acesta. Hai! Изначально с нами связалась сестра. Сука, руса, ну целек. Девочки Маделины и сообщила о том, что она пропала. То есть вот, но опять же, она сказала, что уже подобные случаи были, но, так скажем, не так надолго. С отцом мы не общались, с отцом пытались дозвониться, ну, так скажем, не особо он и отвечал нам на звонки, да. То есть мы понимали, что здесь нужно искать через друзей. В нашей ситуации, как много таких ситуаций было, девочка убежала. То есть это бегунок так называемый. А бегунок, просто так без причин они не убегают. То есть значит, что-то произошло. Да и трепт. Копии, паша, пурш симплу, не раз фугу. Не раз фугу. Ну, пурш симплу, да, не уцелез. Все. И трепт, челзыч. Я абсолютно трепт. Проанализировав соцсети, публикации девочки, ее общение, то есть нами... Точно было установлено, что девочка находилась в депрессии. Те свидетельские показания, которые давали, допустим, местные, опа, которые знают близко эту семью, говорят, что здесь сложная именно семейная внутренняя ситуация. Поэтому здесь нужно в этом отношении копать. Опа! Бля, купил 300 защищений депрессии, где мои проблемы? Те, че повестишь ты, отец Барбат, înțelegem că fata nu a dispărut, ea a fugit de acasă. Ei mi-au spus clar și l-am uritat, mă duc până la o prietenică, eu singur am... Dar să zic că nu, tată, eu mă duc de acasă. Prostii gândiri avem noi, de ce? Este ceea ce v-a spus, dar de fapt, iată că aflăm că totuși, probabil, ea avea o altă intenție. Ea avea intenție să fugă de acasă. Da, corect. Dar să vă spun ce înseamnă că a fugit. Zic și din care cauză. Înainte de asta, au făcut tot niște bazaconi, nu a ascultat. Și eu m-am supărat până să șansă că dacă n-ai să mai ascult, să-ți dau la casa de copii. Și ei s-o spărești de atât și-o vjit. Tu-ai bătut așa de tare, că și-o pierdut cunoștința. Nu s-o mai pierdut cunoștința, ai bătut înainte să mă întreabă. What the fuck? Am bătut că nu a fost 3 zile acasă, am bătut un... Nu a fost tot zi. Miercuri s-o duci, vineri seara nu-i venit. Și îmi spui tu, e vineri seara, omul că aduci gane. Asta de-am spus niciunii tăi. O să vrăzină a fost copilul. Dar dacă e, o sunat și tu nu erai bat și n-ai vrut să nici să-i ridici receptorul. Ascultă la mine, eu spun cum a fost. E s-o dus miercuri și... Erai bat, de unde poți ști? De unde știi că eram bat și era cu mine, e alătrea cu mine și mă... Duminic, domnule Mihail, haideți un pic să... Termin, fac, mă nervez, măcar și... Spui drept cum a fost, știi? Bă, deși parcă el e bat, am mai... Nu știu, parcă... Da, блядь, what the fuck? Acum, iată, uitându-vă la zilele trecute, nu credeți că, iată, ceea ce ați vrut dumneavoastră să-i faceți o educație, că ați bătut-o? Da, iată cum? Că s-a întors invers și copilul ați provocat. Am vrut să-i fac o educație, dar... Nu, dar e primul sâmbăt, a fost acasă și duminică vă spun că încă eu înainte asta am 100 lei pe cont, să aibă fata bani pe cont, că să ne putem suna. Și am dat și 100 lei, zic, stă, duminică, las, duc să petreacă. Și noi vorbim despre bani, blea, de unde a ieșit tema cu banii? Cui nahui interesează că tu ai pus 100 lei pe cont și ai dat 100 lei? What the fuck? Care e diferența? Oh, blea! Parcă ai fost tu când i-am dat eu bani. Măi, chide-ți gura și eu dat. Eu am impresia că tăți, mă scuzați, dar tăți cu mine, Mihai, ăștia să-mi bagi tătuna. E ca concubinul lui mama, tot Mihai îl cheamă. Îți spun cuvântul meu, mama, mi-a spus, mă scuzați. Eu tot am un copil de 11 ani.
și îl cresc. Mult timp l-am crescut și eu singură. Adică faptul că dumneavoastră ați crescut acești copii de unul singur și nu ați avut parte de energie feminină alături. Asta nu-i părul ei, corect? Sau-i părul ei? Nu știu, nu-mi place cu o fură, mă scuze, nu-mi place cu o furile așa. Ana are, Ana a cumpărat niște caturi așa, spui, de astea nu-mi place, vă pșe deloc. Copiii ăștia nu au avut parte de dragoste. Anume, faza asta pentru dumneavoastră este cel mai mare lucru pe care trebuie să-l faceți. Ca să le dați lor dragoste și nu bătaie. De asta ei fug și vor fugi întotdeauna și la bătrânețea să rămâneți, mă scuzați, asta e părerea mea. Singur. Veți rămânea singur și disperat, fiindcă soția dumneavoastră, să fie țărâna ușoară, va lăsa de pe acest pământ a fugit, fiindcă cred că sunteți totuși un pic de tiran, așa. La început am avut impresia că sunteți un om foarte liniștit și... Eu tot, dar el se vede la dânsul nervul, se vede că e pizdiuc, se vede că... Când îi dă pizdeală, îi dă pizdeală, se vede, se vede destul de ghine, știi? Ok, dar pe urmă când ați început să strigați la neamul dumneavoastră, chiar dacă poate el dorește într-adevăr că vine la copiii dumneavoastră și dumneavoastră inclusiv, și cred că ceea ce spune ea, asta nu este pur și simplu învinuire sau că se bagă în familia dumneavoastră. Dar dacă dumneavoastră vreți schimba ceva în viața dumneavoastră și a copiilor ca să nu fugă, că mâine poi mâine ați fugă așa că n-ați mai găsiți niciodată și o să vă mușcați coatele, de atât că în zilele noastre copiii deja nu mai sunt cei din trecut care cu bătaia poți rezolv ceva, doar poți să-i alungi. Asta-i. Pălbom și dau la copiii mei în azdăniș. Pălbom ei înapoi să întoarcă. Eu le-am spus, amoia... Când eu te opresc acasă, tu nu vrei și dacă nu ai zis de-am noastră prin ea, așa e târziu, de-am poți să te duci cu tătă de-am. Așa chiar o amenințați? Așa le-am zis, la ești mai mari, le-am. Eu când chem te opresc acasă ca azi treabă, tu nu vrei să vii, nu vrei și dacă nu ai zis de-am eu noastră prin ea, de-am. Domnule Mihai, cred că vorbește supărarea în dumneavoastră. A să aibă nevoie, că ei știu că eu fac bani buni. Cui, blea, te interesează câți bani faci, câți bani nu faci, cui, le dezvăi, nu are niciun sens. Care trebuie să înțelegem un lucru. Când le trebuie bani, permanent îți lingătați-o și îți lingoșesc ca... Dar cum nu le trebuie bani, îmi leacă așa, de dracului pătățatul și nu-i mai găsești. Ești scuzat. În care o femeie vede copiii și îi educă și atitudinea și modelele de comportament a unei femei față de copii în sensul clasic al cuvântului, și felul în care un bărbat vede educația copiilor, mai ales a fetiților, vreau să vă spun că ele sunt ca în cazarmă și nu vă acuz eu personal, nu vă acuz deloc, pentru că nu aveți cum să știți ce e asta, să fii femeie, să iubești copiii, să le verifici ghetuțele, să le pui în gentuță. Da, eu ca bărbat, nu, eu, blei, nu știu, era să folosesc aceleași ciorapi o lună întreagă, dar... Înțelegem, asta e teme care mama știe mai bine decât sunt niște bărbatul. Care sunt caracteristice femeilor, da? Capacitatea de a avea o atenție dispersă, de a ține în cap foarte multe lucruri și de a oferi în același timp dragoste. Dumneavoastră i-ați educat, stilul în care educați cumva seamnă cu un fel de cazarmă. Cu siguranță atunci când... Mai înseamnă și cazarmă, greșit tare. Cu siguranță atunci când copilul crește într-o familie neobișnuită, oricare ar fi ea, fie că este doar tată, fie că este doar mamă, fie că cineva consumă alcool, orice tip de familie care iese din norma socială, atunci când el iese în societate și vede copii care cresc în familie obișnuite, cum ar fi familia dumneavoastră și copiii dumneavoastră, cu siguranță ea își dorește să aibă parte de astfel de dragoste, de dragoste de mamă, să o aștepte cineva cu mâncare acasă. Și eu, sincer, nu aș vrea să-l acuz pe domnul Mihai pentru faptul că el le pune pe fetițe la curățenie sau la a face mâncare, pentru că, cu siguranță, el nu le reușește pe toate și, cu atât mai mult, este un bărbat clasic moldovean. Nu putem să avem așteptări fenomenal de înalte față de el. Și ele vor să fugă pentru că vor o viață mai bună altfel, așa cum văd la colegile lor de clasă, cum văd la verișoarele lor, fiind dumneavoastră un exemplu. Și nici pe ele nu le acuz, nici pe dumneavoastră nu vă acuz. Asta este situația. Bine zis. Valentina, este
Bine zis. Că mezina lui Mihai vă numește mama? Da, eu am crescut-o de la un an și trei luni. Dumneavoastră înțelegeți, domnule Mihai, da, de ce ele merg acolo. Să spun eu. Ele o caută pe mama pe el... care nu au avut-o. Deci eu vă spun că eu împotriva lui. Corect. Poți întrebați și fetele că sunt la fața locului, de mașei mare, na, nu prea, e de mai matură. Dar lor așa le spun, voi tată, așa cum este, așa trebuie să-l iubiți. Dar ele nu sunt de acasă spusă la lucru, la mine nu șed. Ele n-au când sta la mine. Eu așa le-am învățat. Tăti lucrăm, tăti mâncăm, tăti ne odihnim. Înțelegi? Bravo, așa e bravo, la mine în familie. Bravo. Și la dânsul, foarte bravo. Ele nu au fugit că fac mâncare, că fac curat. Ele nu fug de asta. Ele de-am să obișnuiți cu lucrul. Așa și trebuie păi să fie. Păi, dar este și firesc, nu? Cum? Tata da. Trebuie să le spele, să le facă ele mâncare când sunt deja atât de mari. Ele nu fug de asta. Ele fug că n-avea o gură de mâncare. Înțelegi că ultima vreme a venit anișoara la școală? Și îi spuneți, am hrănit-o, tot cum scade. Și îmi spuneți, acum mă duc acasă, dar vreau să fac ceva mâncare. Dar n-am din și am un pachet de făină de păpșoi și un pachet de făină de mană, de griji de asta. N-am, tata zvei de sar și a să întrebe, deși n-am făcut mâncare. Și mă crezi că am luat și am avut eu, le-am dat și ouă, și în grădină m-am dus, și cartofi le-am dat, tot ce am avut. Și așa i-am spus, anișoara, nici nu-i spune lui tata că am dat eu. Spune că ai trecut prin centru și te-ai întâlnit cu o doamnă care o cunoște pe mama și spune că a făcut o pomană. Chiar așa, domnul Mihai, rămâneți acasă fără produse? Dar nici pâine n-avea. N-au nici poate pâine. Poate să-mi plăvă, da, dar nu a fost niciodată așa. Eu întotdeauna mă cel, m-am 8, 3.000 de lei, mă încărcam. Cu bărbatul mă cel. Pșinele interesează banii! Cui, nahui, cui pșinele interesează cât el a cheltuit, cât el nu a cheltuit, blăci? Cui, cui, nahui, trebuie să știe? 3.000 de lei. Și și 3.000 de lei. Dar, canești, acum, ce-mi țin, de-o-n sunt un minut? Cu Ana, urmă, da, poate a fost o dată. Eu așa de-și să râd, eu să țin, eu tema lipsei mamei pentru copiii dumneavoastră. Mă întreb de ce nu v-ați recăsătorit? S-o recăsătorit, doamna Natalia. S-o recăsătorit. Am fost recăsătorit. Cu o fetiță de 30 ani, a așteptat-o să împlinească majoratul și s-o recăsătorit. Opa! 17 ani? Opa! Dar acolo nu era copil, era femeie. Cum? Și ce s-a întâmplat? Și m-am divorțat. Eu cresc. Ah, s-a divorțat. Nimeni nu fuge de la bine. A fost foarte greu, probabil, să cresc. Da, i s-a părut șagă, cu patru copii, așa de ușor. Și o dat de greu și s-a dus, nu pun. Dar mai am un copil cu dânsă. Mai aveți în copil? What the fuck? Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho! Băi, bărbatul ăsta, tu ești. Da. Și tot dumneavoastră îl creșteți? Sau... Da, afighet! Păi la dânsa, dar mă răspund și de dânsa. Dar cât ați trăit împreună? 2 ani și jumătate. Foarte puțin. Și de atunci, gata, ați... Afighet! Afighet, pur și simplu. Da. Totuși, sperați să vă mai recăsătoriți. Deja copiii sunt, va? Da, nu mai sper, eu nu trag nici loc. Treaba e cu viața ei. Dar cu băiatul, vă înțelegeți că înțeleg că cu fetele e mai greu, dar cu băiatul... Foarte bine. Da? E atât da. Băiatul nu s-a alungat probleme. De acasă pe tot familia. A alungat copiii de acasă, doamna Natalia. Când am alungat? Le-a dat poliția 10 zile să nu se apropie de casă, totuși s-a apropiat. Nici nu a împlinit 10 zile și au venit și le-a spus așa. V-ați luat catrafuțele și ați șters-o de acasă. Ia cum se râd, ia cum se râd, ia fiziuc. Ia fiziuc cum se râd, el știe foarte bine și-l ține minte asta. E că vezi? Se vede pe față cum el ține minte și se rede de situație. El a dus. Ia că așa a spus. El a dus. Să revenim și la această declarație lui... Ia pe șansa. Când am văzut de aici, dar de unii încăvate mișinii din ești mărățic, dar de unii încăvate mișinii. Eu sunt un băieșeaj acolo. Am vrut la o grămăță oameni la casă. Și-o învețăvă. Nu-ți autoritet. Una dintre fiicele lui Mihail a venit astăzi în platoul nostru. Ea, la fel ca și sora ei mai mică, nu mai vrea să trăiesc acasă alături de tatăl ei. Stii și autoritetul. Imediat. Noi am decis să nu-i divulgăm imaginea, astfel că fata va vorbi cu noi de după paravan. Și asta mușnește minciuni cu învățat. Opa! Și asta stăflează niște minciuni cu masă. Mi se rupă urechile de macaroni. Să rup urechile cu macaroane. Deși e ascunsă, n-are sens, deși e ascunsă, dacă tata o știe, el știe deodată care e fica, nu e ascunsă. Sau asta tipă ascunsă de la școală, copii, sau așa ceva din stil. Frumoși tare. M-am stăruit, mulțumim mult. M-am stăruit.
S-a stăruit, suca! Am 17 ani. 17. Da, și ești a doua peste o săptămână. Peste o săptămână, da? Atunci, oh, felicitări. Bravo. Felicitări. Happy birthday. Și la mulți ani. Invitația noastră. Happy birthday. Acum să ne spui de ce refuzi să trăiești acasă cu tatăl tău, pentru că am înțeles că nu prea vrei să revii. Nu mai vreau să stau acasă pentru că tata e violent cu noi. Violent, yes, am știut. Dacă poți să deschizi parantezele și să ne povestești. Vorbește cu cuvinte urâte, în fiecare zi e ceartă în casă, ne bate. Chiar în fiecare zi? Da. E ceartă în casă? Da. Bine, aici l-am văzut enervat pe mătușă. Deci se aprinde repede tata. Da. Dar de la ce se enervează? Nu știu. Adică ce-l provoacă ca să înjure, să vă certe? Nu știu. Orice fleac sau totuși e ceva? Nu știu, mereu când nu-i convine ceva, ne ceartă. Aha. Dar de obicei ce okay. nu-i convine? De ce vă ceartă? Când uneori e nevoie. Ia cum se râde! Ia cum se râde! Și tireți, băi, animalul, băi! Nu înțeleg! Ia la dânsul cum se râde! Sau asta-i fața lui, sau el șede și el la dânsul. Mereu cu curățenia și tata când vede că nu-i ceva făcut, mereu ne bate, ne ceartă. Chiar de la vă bate asta. Deodată? Așa a văzut o fărmitură și... Da, țipă la noi, ne înjură. Dar ați încercat cumva să-l calmați? Da, am încercat de multe ori să vorbim cu el, dar lui nu-i convine. Acum nu-i convine. Afighet. Te rog, așa era din copilărie? De când da, de când eram mici, da. Tata sau tot s-a schimbat ceva acum cu ani? Nu, nu s-a schimbat nimic. Noi de când suntem mici tot primim bătaie de la tata. Tot așa de nimic. Vă ține din strâns și este un tată dur. Da. Niciodată nu am scuzat violența în familie. Afighet. Violența împotriva copiilor. Pentru că voi chiar nu aveți unde să plecați. Un om matur și-a făcut valiza și are întotdeauna alegere. Dar tatăl tău cumva ne-a spus în această emisiune mai devreme că se străduie astfel să vă educe, să creșteți fete cum se cade, așa cum se spune la țară, da? Așa cum a fost mămica voastră. Cumva crezi aceste, nu știu, explicații sau totuși nu are o scuză? Da, da, oricum el nu trebuie să ne bată, să ne numească pe noi cu cuvinte urâte, pentru că asta nu e normal. Cuvintele urâte ca cuvintele urâte, da, eu am fost chemat cuvinte urâte, toată lumea a fost chemat cuvinte urâte, da. Da, eu bătaia în fiecare zi eu nu văd. Bătaia din când încolo, când tu faci așa vreo chestie mare, știi, și rea și trebuie să înțelegi, da, bătaia e acolo merge, da, nu bătaia, dar vreo una, două, nu mai mult. E copilul cu una ajunge, a doua de-am să te relaxezi tu. Și tocmai asta vreau să știu, este violent de la orice fleac? Da. Deci a devenit un lucru de obișnuit violent. Sau da. Totuși e... Atunci când deja lucrurile stau chiar grav. Nu, el acasă își schimbă starea de pe o oră pe alta. El acum poate să glumească cu noi, după asta poți vezi să certe, să ne numească, așa... El e bipolar. Pur și simplu, din senin. E bipolar. Dar zi-mi, te rog, tatăl vostru... Dar pe dacă strică dispoziția așa una pe alta și nu v-ați dus să vedeți dacă el e vopșe bipolar în genere. Asta se întâmplă cu bipolar. Da, iată, am auzit-o pe mătușa ta. Vreau să știu cât de des îl vezi băut. Beat. Sunt perioade când nu servește deloc. Dar sunt lungi când, perioadele? Nu chiar atât de lungi. Dar cât de lungi sau mult? Nu știu, pot să nu servească o lună, cam așa, dar când aha. scapă în băutură, atunci e foarte grav. E pace. Eu am spus, o lună așa, o lună așa, o lună așa, o lună așa. Am spus. Și sunteți mai interesant. Dar când se scapă, cum se scapă? Adică poți să bei și azi și mâine și tot așa. Deci zile întregi să umble beat? Chiar așa? Da, și atunci e și mai grav. Da. Bună reclamă, îi faci lui tatăl. Stăvâlești tatăl și îl strângi sub garduri, așa? Da, ce nu ți-am strâns niciodată sub garduri când eram mici. Tot nu ce râde, mă... Pentru că erai beat și nu știi cum copii trăiau sub garduri. Vecinii ne vedea și sat tot. Cu matale plecai la loc și vine în stat de bretate acasă. Hai, puținii, hai, mai născășești. Nu am de spus. Hai, te-ai învățat săptăvalea mult. Nu m-a învățat săptăvalea, eu cred că știu. Și lasă-l și, eu să-l răspund, mai să-l răspund după care. Ficiul dumneavoastră v-au denunțat la poliție.
Care ar fi fost motiv? Vreau să-l dublez tot la poliză, zic, mai duci să facă acasă, să facă nută, bani să-ți dai. Pentru că ești obligat să-ți dai. Pentru că ești obligat să-ți dai. Ești obligat să-ți dai. Ești obligat și. Creează o impresie groaznică. Ceea ce vedem noi acum pe ecrane. Cea de-a treia soră, cea mai mare din cei patru copii, a venit și ea astăzi în platoul nostru. Tu recunoști că tatăl tău are probleme? Da. Da. E, vezi, asta e numai partea 1. Trebuie să... Partea 2 deja este, deja o avem. Dar să iasă mânii, vedeți înapoi, veniți. Veniți la a doilea parte. Doilea parte parcă și foarte interesant. De început, început interesant. Și-o terminat încă mai tare interesant. Amoia, a să vedem, vreau să văd și vreau să zic că, și vreau să zic că copilul așa e mai mare din cauza că așa e de-a mult mai mătură și de-a știi ce se întâmplă bine. Așa că... Vă văd mâinii cu partea 2. Vă pup! Ciao.